pe acest pământ românesc pe care îl vom apăra cu prețul vieții până la capăt. În continuare are cuvântul o legendă vie a armatei române, domnul general Radu Teodoru. Vă felicit din toată inima pe organizatori, pe cei prezenți și pe dumneata, care par ofițer de carieră, pentru că ești energic, foarte bine pregătit, în același timp îi felicit pe subordonații dumitale care ne-au prezentat aici un moment din trecutul nostru eroic. E vorba de intrarea trupelor române în Budapesta. Nu asta e foarte important. E consecința firească a unei ofensive inteligent concepută și perfect dusă la capăt. În seara zilei de 3 august, știți că un escadron de roșiori, comandat de colonelul Rusean, a intrat în Budapesta cu două secții de mitraliere. Important pentru noi astăzi este ce se întâmplă dincolo de culise, dincolo de toate minciunile oficiale. Adevărul adevărat istoric. Treaba militară o știm de la istorie care o știm, care nu se pune mâna pe carte, să învețe. Important este că în momentul respectiv România era înconjurată pe trei sferturi din granițele sale de creația monstruoasă a lui Trotsky, care se numea Bronstein de la mămica lui, Ziderblum, zis Lenin, care au creat acel abator uman numit statul sovietic. Au avut un pupil, un urmaș, pe Belacun, care s-a născut în Transilvania, și care a fost unul din torționarii ofițerilor ruși la Petrograd. Acest Belacun, Aroncon, de fapt, de la nașterea lui, a încercat cu ajutorul lui Trotsky și al lui Lenin să zădărnicească Marea Unire. S-a pornit o ofensivă din nord și din est ca să ne anihileze. Spre rușinea lor, cei pe care noi tot timpul îi lăudăm la toate ocaziile, marii noștri aliați au stat în cumpănă să se bolșevizeze Europa sau să nu se bolșevizeze Europa. Ăsta e adevărul istoric. Lăsați-l pe Clemanceau ăla care tot îi ridicăm statuici pe domnul Wilton. Adevărul este că au stat în cumpănă și pe dejgheaua lor murdară politică să hotăra soarta României. Am avut șansa să avem un om politic, patriot profund, responsabil față de istorie. Nu politicieni ăștia de buzunar, care se gândesc numai la buzunar. Și nu văd dincolo de interesul personal, interesul național și interesul istoric al acestui popor. Deci, în plan politic,
am avut scutul lui Ionel G. Hrătianu, iar în plan fizic, istoric, am avut baioneta. Uitați-vă la ea! Cu baioneta asta am înscris noi în istorie Marea Unire. Se evită să se spună treaba asta. Se evită rolul oștirii românii. Noi, oștirea, am făcut Marea Unire. Cu jertfă de sânge. Am zicit în fiecare cărămidă aceste țări, sângele nostru al oștirii române. Deci, intrarea noastră în Budapesta are o semnificație deosebită europeană și politică și militară. Politică pentru că am stabilit, cum am stabilit în toată istoria noastră, avansul răsăritului spre apus. Le-am păzit pungile alea cu aur cu care au neguțat pacea și războiul. Noi ne-am jertfit ca să facem stabilă bolșevismului. Suntem, vă rog să notați, suntem singurul stat din lume căruia Zitterbrug, zis Lenin și Bronstein, zis Trotsky, i-au declarat război. Nu s-au intimidat nici Prătianul, nici regele, nici conducătorii armatei de rătoielile celor de la Petrograd și nu le-au tremurat, vă rog să mă scuzați că nu sunt foarte academic, nu le-au tremurat, mă dragi, că s-au rătoit și că intră cu trupele și că ne anihilează. Au stat vertical și au făcut România mare. Voi ăștia tineri, vă mulțumesc. Văd și cărunți, care poate știu mai mult decât știu eu. Preluați cu cinste. Nu mai stați în genunchi, măi, frate. Ăștia n-au stat în genunchi decât atunci când au tras. Nu vă mai lăsați intimidați de rățoielile unuia care astăzi se plimbă cu, cum mai mai spune, cu girofar și mâine se duce la Rahova să se odihnească, pentru că prea mult a furat în bugetul țării. Să mai știți ceva. Îi vedeți? Sunt încălzat foarte frumos. E să știți că soldații noștri în războiul acela atât de bine au fost echipați de guvernele care au spoliat țara asta, încât erau nopinci de li se vedeau degetele de nopinci. Așa au făcut războiul. N-au schimbat uniforma pe uniformă. N-au schimbat-o luni de zile. Era petic după petic. Așa am intrat în Budapesta. Dar așa cum am fost noi, ne-am luat o pinga și un băiat deștept în caporal a urcat-o sus pe Parlament. Încă o dată și cu asta închei, nu uitați istoria. Am fost vertical, nu am stat în genunchi nimeni în fața nimănui. Palosul era la căpătuiul nostru. Când suna trâmbița, săream în șa și puneam umărul să apărăm pământul ăsta, pământul ăsta care e plin de oasele noastre. Aduceți-vă aminte că sunteți români, nu sunteți tâmpele Europei. Părinților, am auzit
seama, înțeles că ați modificat rugăciunile, aducându-le la de. Vă mulțumesc mult! Sunteți singura instituție care pomenește în fiecare duminică eroii români căduți și dumneavoastră mai au adăugat acolo pe martirii neamului. Cei oropsit în închisorile cominterniste, străine, comandate de Ana Baută și toată banda care ne-a batjocorit istoria. Încă o dată, mulțumirile mele! Doamne! Aveți toată dragostea, respectul și recunoștința noastră, domnule general! Trăiască, 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 Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și florească, Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și florească!